Opa! Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Am primit câteva funny moments-uri cu green screen, așa că astăzi voi face react la ele. Primele două la care am reacționat au fost ci vor rămâne gen... La astea am reacționat într-un alt video care o să fie exclusivitate pentru membri. Așa că hai să vedem. Astea două aici sunt două videoclipuri, ai că deja ați văzut prea mult. Unul mi-a făcut și cu deepfake. Hai să vedem celelalte patru clipuri. Ce meme-uri, ce edituri mi-a făcut lumea. Cela cu deepfake-ul a fost genial, ce ați apucat să vedeți acolo un pic. Acesta este de la Nu sunt Raul. Hai să vedem ce ne-a pregătit aici Nu sunt Raul. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou vlog în natură. Ăsta e motivul pentru care nu ne vizitează extraterestri. Chiar că. Te prind! M-a motivat să rămân în țară, să nu plec peste hotare. Omul ăsta e o comoară națională! Și de asta s-a mutat lumea pe Twitch. Acceptabil așa de început, hai să vedem pe următorul. Salutare, dragi. Uite aici a făcut cut-ul mai bine și a adăugat și filtrul ăsta, hai că deja se vede că e mai muncit. Tovarăși, bine v-am găsit la un nou vlog în natură. Aoleo! Te prind! Da, oricum, frumos, mi-a plăcut ăsta. Hai să vedem următorul videoclip. Ultimul o să fie nițel mai lung, e mai muncit. Ăsta mi se pare că e de la meme cu Ovidiu, mi se pare, ia. Pare mi se mie, e de la meme cu Ovidiu, hai că ăsta o să fie genial. Hai să vedem ce ne-a pregătit aici un meme cu Ovidiu. Vine acolo, salutare, prieteni. Salutare, dragi tovarăși, bine v-am găsit la un nou vlog în natură. Go! Bun, i-am dat headshot. Așa, frumos. Ți-am zis că am 10.000 de ore pe cantonă. Fugi pe DAS 2, fugi. Îl vedeți? M-a motivat să rămân în țară, să nu plec peste hotare. Omul ăsta e o comoară națională. Bă, ce le dau, ia. Yeah. You can't see me, bitch. Aici am ratat, văd. Hai, fugi. Ăsta e motivul pentru care nu ne vizitează extraterestri. Corect, așa e. Extraterestri. You can't see me, bitch. Ține bomba! Așa, hai că am ținut bomba, e bine. Și un pic de headbang de final. Mi-a plăcut, like. Mi-a plăcut asta, meme cu Ovidiu. Și acum vine... Ăsta cel mai blană dintre toate, de la Slavman. Ăsta a făcut video-ul foarte lung, deci sper să fie ce trebuie. Dacă râd într-una la el, îi dau o bere. 7 minute 57. Dacă se chinuia un pic, putea să-și activeze monetizarea. Hai să vedem ce mi-a pregătit Slavman, Joe. Bun venit la Slav. Râmnicule a atacat de cur. Gazda voastră, Joe. Da, George. Bă, pula mata, mă. Știre importantă. Știre importantă de când, mă? Cam e pula. Asta o video urmărit de Bigfoot ai pe centru. Da. Mă, știri de ultimă oră. Nu mai trebuie atâta. Arătați filmările în pula mea. Nu mai stau, gata. Arătați filmările acum. Că e ceva e foarte important. Deci, acum filmări. Hai, tranzacție. Ok, asta e cea mai tare tranziție. Tranziție, nu... Asta e tranzacție? Deci, acum filmăm, hai, tranzacție! Tranzacție! Tranziție, nu tranzacție!
Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou vlog în natură. Prin putere... Băi, am făcut o oană cu cumpătura. Ăsta e motivul pentru care nu ne vizitează extratereștri. Așa e. Bă, putu, bă, fiule, bă, de ce fugi, bă, 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 stai, mă. Bă. Pula mea, ai trecut prin perete. Bă, treci, mă, bă. Bă, nu din nou, bă, nu. Am băgat Naruto Ran, nu mă mai prinde. A, putu, ce pula mea, mă. Opa. Știam eu că o să pice ceva de genul ăsta. Păi da, bă, vrei, bă, taie, mă, băga mea și pula. Da, bă, băga mea și pula. You can see me, bitch. Ue, stai, Tino a intrat aici. Ce s-a întâmplat? Da, a fost bătut George cameramanul. George cameramanul? Nu se... Îi dau like. Bă, eu nu înțeleg, mă. Ce pula mea, mă. Nu știi să apărați? N-am putut să-l apă, dar cred că vrea să pună niște bombe, nu știu. Ha? Oh, fuck, nu-i bine, nu-i de bine. Dă-te că-l bat eu. Nu mă răni. Îl vedeți? M-a motivat să rămân în țară, să nu plec peste hotare. Ove, e timpul să te bag de unde ai venit, băga mea, și nu faci ce vrea pula ta în studioul meu. Ai înțeles? Mamă, se ia prăbi. Bă, nu mai da dodge în pula mea, mă! Bă! Din păcate, mai mult skill-urile mele nu duc și doar în sus știu, dar doar drept. Lucrurile mele nu duc mai mult. Ce? Bă! Nu, huriga, stai, să nu da, nu da. Dar de ce să mai pitica el? Nu da, bă! Stau și mă gândesc. Dacă îl vedea măsa că se zbenguie așa și începe să facă prin cameră. Ești împușcat! O că te fut! Mamă, ți-am dat-o! Feliță, nu! Păi că vezi, pula! Mersi, tu nu ești de aici! Nu ce-ți fac eu? Să-mi... Ți-am zis că am 10.000 de ore pe cantără. E? Păi eu doar lucrez la bici, pula mea. Dar ce să zic? Bine lucrat Ofidiu. Bă-ți bombe, Coia, hai să fugim! Ce ai niște bombe? Fugiți, bă! Scena din GTA San Andreas. Ia uite, fugi că bubuie. Hai că am scăpat, e bine. Omul ăsta își merită abonații să dea naiba. Ce mai băut? Și de asta s-a mutat lumea pe Twitch. Da, eu zic că merită mai mulți. Deci pentru scena aia cu pistoalele chiar mi-a plăcut ea. Și cam atât. Vreau să vă mulțumesc tuturor care ați făcut edituri. Sunteți cei mai tari. Cel mai mișto a fost ăsta al lui Joe. Chiar dacă s-a prostit cam mult la început. Bă,
ce vrei, mă. N-avea script săracul, a făcut totul în pule, mi-a plăcut cum a avut toate scenele astea. Și asta cu Mortal Kombat-ul și cea cu pistoalele și asta care i-am dat Rasenganul ăsta. Săracul Joe, săracul Joe, cât a stat el să filmeze cum face. Da, cam atât pe astăzi. Mai aștept să-mi faceți de-astea, mi le trimiteți pe e-mail, pe Discord, pe Instagram, pe toate platformele. Aveți link-ul în descriere, postați pe YouTube ce edit vreți să-mi faceți și îmi dați link-ul pe mesaje pe privat. Ok, mulțumesc tuturor pentru vizionare și ne vom auzi data viitoare. By the way, înainte de a încheia acest videoclip, vreau să le mulțumesc membrilor care susțin acest canal. Și da, acum chiar o să închem. Pa, pa!